Cam ce suprafață de livadă aveți și ce aveți în livadă? Suprafața e cam până într-un hectar. Predomină prunii, cireșii și mierii. Și acum că e în plin sezon cu cireșele, cireșele de mai, cum este la dumneavoastră? Ok, problema e cu secetă când a plouat. Ce soiuri de cireș aveți? Începe de la seara din 1 mai, Arad din mai, Inima Porumbelului Turcești, Ultimele Victoria, mai multe. Livada e înființată din mine. Deci orice copac cu eu l-am plantat, sălbatic din pădure, l-am altuit cu mâna mea, deci nu l-am format livada odată, în timp. Azi o leacă, mâine o leacă, mi-am ales soiul care mi-a plăcut și pe unii am găsit. Mi-am făcut-o sigur cu mâna mea. Când a început povestea livezii? Când v-ați apucat de livadă? Păi cam acum 20 de ani. Am luat-o treptat. N-am avut posibilități să cumpăr de la pepenieră, să plantez odată. Ori am vrut să-mi fac cu mâna mea și să-mi pun soiurile care îmi plac mie. Am văzut că ați făcut o invitație la livadă, la dumneavoastră. Te-a zis, hai, tot nu găsești mână de lucru, să dau curs unui postel. Nu m-am gândit nici pe departe să ajung așa în ploare. Au venit oameni, au fost mulțumiți. Eu am fost mulțumit.